Și în sfârșit l-am găsit pe celebrul 6 cai cu problema respectivă. Bună ziua, bună ziua! Bine v-am găsit și bine ați venit la mine în chiparul aselevele de odăi. Am venit să lămurim niște probleme. Vă ascult, sunt aici pentru dumneavoastră să îmi puneți niște întrebări, să răspund la ele, nu? În primul rând, de unde sunteți? Mă numesc Vasilică Gheorghiță și sunt din celebra localitate Băicoi, care eu acolo m-am născut și acolo am trăit și aici am duc traiul și mă cu toată familia și mănânc mălaiul, după cum se vede că e mălaiul nostru munciut și cu pălmuțele astea cu care mă trofșesc eu zi de zi, zâulica de dimineață. Dar așa, cu ce vă ocupați? Ocupația mea principală este tabla raiu, neamului. Tabla raiu. Mă ocup cu tabla raiu. Tablele mele este pe case sus și eu, în general, mă mai ocup, acopăr găurile. Înțelegi? Am o gaură la bancă, hop, am venit și am acoperit-o. Mata m-a ajutat. Cu ai faci cu asfaltări, cu de-astea. Cu plombări de-astea îi plombez dinții lui nevastă mea numai cu aurifere. Are dinții plombați. Ăia molare ea de sus, i-am plombat la foamea aia mare când a murit ăia bunți, de găseam pe toate drumurile aur. A fost prostia mea că i-am plombat cu aur, dar era găsel, să găseam pe toate drumurile, luai de la aia, pac, pac. Ăștia mai din față, ăștia mai dar și la iară e plombat cu de-alea, cu Swarovski, neamule, de-alea știi bata de să găsi scumpe. Ăștia frumos i-am pus cu sticlă de porțelan de la Văneță adusă. Apropo de dinți, câți copii aveți? De dinți? Păi la ultimul recensământ când le-ați dat adunarea, erau vreo 14, să zic eu așa, vreo 14 sau nu mai știu, vreo 4. Oricum, important e că era destul, era o masă mare, frumoasă, întinsă, bogată cu toate șelii. Și ne-am simțit și noi bine și ne-am dus traiul liniștit cum facem noi gaburii, că gaburii așa să numai între ei să manifeste și dacă înțeleg ce vreau să spun, domnul reporter, că așa m-a prins atunci și eu n-am înțeles să zic știma ta de când mi s-a tras mie această mare poveste și mare personalitatea mea ce am devenit. Și de-aia nu vreau să creăm confuzie aici la Mătăluță, că să pleci mata cu lecția făcută. Și de-aia zic, nu mai știu exact cât sunt, dar sunt copii, am că nevastă mea a fost de acord cu mine, nu se făcea avorturi atunci pe vremurile alea și avem foarte mulți copii și sănătoși. Și cai? Și cai să fie prima dată, erau vreo 6. După aia m-am răzgândit cu 2, așa, dar bine că ai adus discuția ca să-ți spun cum m-a prins pe mine atunci, că eu n-am înțeles că venisem obosit de la muncă, fusesem toată ziua pe autobuze, pe de-astea și pe trolee. Ca șofer? Ca șofer, neamule, ca șofer, trăiți iar iconostasul matale. Și ne-am venit obosit și eu nu eram îmbătat. Eu nu eram îmbătat, că eu de obicei nu beau apă. Nu beau decât apă, am vrut să spun. Și numai cu mătrul ăla al meu, care de fapt nici nu era cu mine, era la varză și nu puteam să înțeleg din cauza lui. Înțelegi că mă bruia și îmi zicea că 2, că 6, că nu mai știa că el înhămase 8. Înțelegi chiparosule matale, ce vreau să zic, că m-a indus în eroare. Că zicea, pun o întrebare și nu mai punea și gata. Dar eu trebuia să pun întrebarea și n-am înțeles. Ok, gata. Bine, la revedere! La revedere.